Peste 350 de colindători de pe Valea Almășului până pe Valea Bistrei, dar și din Reșița, Valea Timișului și Valea Carașului au participat astăzi la tradiționalul alai al colindătorilor la Caransebeș. După ce au trecut prin centrul orașului, colindătorii s-au oprit la Catedrala Episcopală, unde au cântat colinde și au fost răsplătiți cu daruri de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. Îi primim cu bucurie pe toți colindătorii care se alătură deja în tradiționalul alai al colindătorilor desfășurat în fiecare an înainte de praznicul Crăciunului în cetatea Caransebeșului, aici, la episcopia noastră și pe soleia Catedralei Episcopale din Caransebeș. Le mulțumim cetelor de colindători, corurilor parohiale, tinerilor și copiilor, care au venit cu mare bucurie să ne vestească nașterea lui Mesia și să ne aducă colindul cel bun, sfânt și mântuitor. Prin colind ne apropiem mai mult de Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care se naște în Ieslea din Betlehem, dar dorește să se nască și în Ieslea din lăuntrul nostru, din sufletul și inima fiecărui creștin. În acest an, alaiul colindătorilor este un bun prilej de a ne reîntâlni în colindă, iată, cu colindători din toate zonele eparhiei Caransebeșului. Trebuie să menționăm că este al 12-lea an de când organizăm alaiul colindătorilor și fiecare an are bucuria și prospețimea lui. De ce? Pentru că niciodată colinda nu poate să aducă în inimile noastre decât bucurie, dragoste, tinerețe și vitalitate. Le mulțumim tuturor și sperăm că această tradiție să rămână la fel de vie în inimile celor care participă și celor care ascultă colindătorii veniți la Caransebeș. Un moment deosebit a fost oferit de corul Serviciului Poliției de Frontieră Caraș-Severin. De fiecare dată este o plăcere pentru noi să aducem bucurie în sufletele oamenilor și atunci devine și asta foarte ușor, să îmbinăm meseria de polițist care mai reprezintă anumite rigori cu bucălăria și cu căldura de a duce în sufletele oamenilor colindele și nașterea Domnului. În cadrul concertului au susținut momente artistice și grupuri de copii de la școlile din cuprinsul Episcopiei Caransebeșului, dar și fanfara Voița din Răcăștia. Obiceiurile și colindele, frumusețea acestor colinde, trebuie simțită și prețuită în primul rând de copii. Ei sunt cei mai meniți să își exprime gândurile curate și să facă urări celor dragi. Iar în această după-amiază am poposit la Catedrala din Caransebeș, unde am fost întâmpinați de Preasfințitul nostru Lucian. În fiecare an suntem invitați și avem această plăcere să ne prezentăm cu numeroase colinzi la această mare sărbătoare pentru noi românii de pretutindeni. Cum vă simțiți să colindați prin instrumente? Foarte bine ne simțim, deci noi am început chiar cu colinzile, cu colindatul localităților din împrejur, iar de ajun în 24 și de Crăciun în 25 colindăm toată Răcăștia. De ce ați hotărât să veniți în fiecare an aici la Caransebeș să colindați și caransebeșenii? Păi preotul paroh Gheorghe Țibuleac ne-a invitat, pare mi s-a cu 5 ani de prima dată, și domnul episcop, când ne-a auzit cum cântăm, i-a plăcut foarte mult și a insistat ca în fiecare an să fim prezenți, așa că
de fiecare dată suntem alături de voi. La final, preasfințitul părinte Lucian a oferit iconițe și calendare tuturor participanților, iar Moș Crăciun le-a adus daruri.